Sfântul este tot timpul prezent la noi. Așteptăm să vină și domnul primar, că nici ei n-au lipit de la nicio zi a bunului vecin. Eu acum predau microfonul domnului Belușescu. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, domnule președinte, dragă fane! Fane, vină, te rog, și stai lângă noi, că alegi ca un vitirez de două ore. Tot timpul mi-e frică să nu te pierzi cu undeva pe văzcăriță. Dragii mei, astăzi mi-a adus aminte Facebook-ul, se împlinește exact un an de când am depus la Ministerul Culturii trei dosare pentru obținerea titlului de tezaur roman viu. O comisie foarte pertinentă a analizat dosarele și visul meu și dorința mea și a colegilor mei de la Serviciul Culturii Tradiționale s-a îndeplinit. Al dumneavoastră, Fane Lupu, a obținut titlul de tezaur uman viu. Și mă bucur că putem să facem acest moment solemn în prezența domnului președinte. E adevărat, este munca colegilor mei de la Serviciul Culturii Tradiționale, dar tot ce facem noi acolo și chiar parte din sărbătoarea de astăzi este susținută de Consiliul Județean prin directa atenție a domnului președinte Adrian Ioan Veștea, pe care îl rog să facă oficiile de înmânare acestei diplome. Ștefan Lupu, Fane Lupu, cum îi spunem noi, dragi seceleni, dragi vecini, este foarte adevărat, începând cu anul 2016 am participat la acest frumos eveniment și vă apreciez pentru faptul că duceți mai departe frumoasele tradiții care le are localitatea Secela. Dar este foarte adevărat, județul nostru are foarte mulți oameni faini, foarte mulți oameni valoroși, care trebuie valorizați, trebuie apreciați, în special în momentul în care sunt în viață, fiindcă după ce nu mai suntem, cred că foarte mulți ne vor regreta, vor face tot felul de aprecieri și cred că nu există o satisfacție mai mare ca în timpul vieții să beneficiezi de anumite aprecieri. Da, unul dintre ei este Ștefan Lupu și vreau să mulțumesc pe această cale colegilor noștri cu frunte cu Adrian Vălușescu pentru faptul că au pregătit acest dosar, pentru faptul că reușim astăzi să îl valorizăm pe cel care a fost Ștefan Lupu pentru comunitatea din Secele, pentru tradiția municipiului Secele, dar de ce nu și pentru ceea ce a însemnat implicarea lui la nivelul județului Brașov. Fane Lupu, te apreciem foarte mult și să știi că sunt foarte mândru. Mă bucură că am avut timp și am putut fi prezent la acest eveniment, fiindcă nu mi-aș fi regretat-o, indiferent ce altă obligație de serviciu aș fi avut-o, fiindcă sunteți oameni deosebiți, am petrecut alături de voi foarte multe momente plăcute și cred că acest moment este un moment în care cu siguranță trebuie să fii și eu prezent și toți ceilalți care au sufletul față de aceste tradiții și despre care în mare parte îi cunosc și cu care m-am întâlnit și cu alte ocazii. Îți mulțumesc, te felicit și îți urez mult succes, fiindcă dați un bun exemplu tinerei generație, celor care astăzi trebuie să ducă mai departe lucrurile pe care dumneavoastră le-ați făcut foarte bine până în prezent. Vă urez mult succes, îi felicit pe toți colegii dumneavoastră, fiindcă cu siguranță fiecare lider are în spate o echipă, iar dumneavoastră aveți aici o echipă pe care o apreciez și o respect și vă urez mult succes. Felicitări! Să trăiască, cine să trăiască,
se adune la mulți ani, mulți ani. Casa să vă fie casă la mulți ani, mulți ani. Viața tot mai luminoasă la mulți ani, mulți ani. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru... Sunt foarte emoționat. Am început pe acest drum, așa cum scrie și la dosarul care trebuia pregătit pentru Comisia Națională de Cultură de pe lângă Ministerul Culturii. Acolo scria că trebuie să ai cel puțin 30 de ani în activitate. Eu am 50 și ceva de ani în activitatea asta, așa că foarte multe lucruri finalizate de mine le găsiți în expoziția de sus, care este liberă imediat pentru a fi vizitată. După cum observați, am aici alături și avem în fața dumneavoastră Zestrea Secereană, cei care cântă și dansează și se îmbracă doar mocănește de aici, de pe aceste zone. Sunt deosebit de satisfăcut, să zic așa, după atâta muncă, bani investiți, sunt mândru de titlul de tezaur uman viu. Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Bună ziua, bună ziua! Ultimul, poftiți, ultimul lua coșul. E o altă viață. Domnule, dragă, asta e, nu? Nu umblați acolo, vă rog. Nu puneți mâna, că n-aveți voie. Două secunde, vă rog, vă rog, vă rog. Nu așa am putut.